Bună ziua, mă numesc Daniela Efrem. Pentru început, facem cunoștință cu paralena. Este supărat. Știe că este o figură geometrică sub formă de paralelogram. Cunoaște o parte dintre proprietățile paralelogramului, dar vrea să afle cât este un unghi dacă îl cunoaște pe cel ascuțit, care are măsura de 60 de grade. Pentru aceasta, considerăm două figuri congruente sub formă de paralelogram. Așezăm cele două figuri, astfel una este în prelungirea celelalte. Dacă așezăm raportorul în vârful unghiului PAR, se observă că măsura unghiului PAR este egal cu 180 de grade. Putem spune că punctele P, A și R sunt coliniare. Practic, scriem că 1, unghiul 1 plus unghiul 2 este egal cu 180 de grade. Am obținut că cele două unghiuri sunt adiacente suplimentare. Reamintim pentru paralena. Unghiuri suplimentare sunt două unghiuri care au suma măsurilor de 180 de grade. Unghiuri adiacente sunt două unghiuri care au vârful comun, o latură comună și interioarele disjuncte. Am obținut una dintre proprietățile paralelogramului. Într-un paralelogram, unghiurile alăturate sunt suplimentare. Ipoteza teoremei este ABCD paralelogram. Concluzie, vom demonstra că măsura unghiului A plus măsura unghiului B este egal cu 180 de grade. Pentru aceasta, considerăm paralelogramul ABCD. Din proprietățile paralelogramului, laturile opuse sunt paralele și considerăm AB secantă. Am învățat că două drepte paralele tăiate de o secantă formează unghiuri interne de aceeași parte a secantei suplimentare. Astfel am obținut că unghiul A plus unghiul B este egal cu 180 de grade. Dacă paralena are unghiul ascuțit de 60 de grade, înseamnă că celălalt unghi obtuz are măsura 180 de grade minus 60 de grade egal 120 de grade. Paralena este fericită, dar se întreabă dacă știe acum că două unghiuri consecutive au măsura de 60 de grade, respectiv 120 de grade, poate să demonstreze că este paralelogram. Obținem astfel reciproca teoremei demonstrate mai sus. Dacă un patrulater convex are oricare două unghiuri alăturate suplimentare, atunci el este paralelogram. Ipoteza teoremei noastre este ABCD patrulater convex, unghiul A plus unghiul B este egal cu 180 de grade, unghiul B plus unghiul C egal cu 180 de grade, unghiul C plus unghiul D egal cu 180 de grade, unghiul D plus unghiul A egal 180 de grade. Concluzia problemei, ABCD paralelogram. Considerăm paralelogramul ABCD și avem dreptele AD și BC tăiate de secanta AB. Unghiul A și unghiul B sunt unghiuri interne de aceeași parte a secantei. Măsura unghiului A plus măsura unghiului B este egal cu 180 de grade. Sunt unghiuri suplimentare. Astfel am obținut că două drepte tăiate de o secantă formează unghiuri interne de aceeași parte a secantei suplimentare.
de unde deducem că AD este paralel cu BC. Veți arăta împreună cu paralena că AB este paralel cu DC. Din cele două relații deducem că patrulaterul convex ABCD este paralelogram. Propunem spre rezolvare următoarea problemă. Calculați măsurile unghiurilor unui paralelogram în situația în care măsura unui unghi este dublul măsurii altui unghi. Ipoteză. ABCD este paralelogram, măsura unghiului B este de două ori măsura unghiului A. Avem de calculat unghiurile paralelogramului. Demonstrație. Dacă ABCD este paralelogram, atunci două unghiuri alăturate sunt suplimentare. Măsura unghiului A plus măsura unghiului B este egal cu 180 de grade. Din ipoteză, avem că unghiul B este de două ori unghiul A. Înlocuind măsura unghiului B din relația 2 în relația 1, obținem măsura unghiului A plus de 2 ori măsura unghiului A este egal cu 180 de grade. De unde deducem că de 3 ori măsura unghiului A este egal cu 180 de grade, adică obținem că A este egal cu 180 de grade împărțit la 3, deci A este egal cu 60 de grade. Am aflat unghiul A. Pentru ca să-l aflăm pe unghiul B, înlocuim în relația B este egal cu de 2 ori unghiul A, adică B este egal cu 2 ori 60 de grade și am obținut măsura unghiului B este egal cu 120 de grade. Din proprietățile paralelogramului, unghiul C are măsura de 60 de grade pentru că este congruent cu unghiul A, iar unghiul D are 120 de grade pentru că este congruent cu unghiul B. Lăsăm spre rezolvare următoarea problemă. Știind că patrulaterele din figura de mai jos sunt paralelograme, aflați măsura unghiului H. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!